Sâmbătă, un tânăr în jur de 19 ani a hotărât să-și încheie socotelile cu viața, cel puțin așa rezultă din primele cercetări efectuate de polițiștii din Viena. Adolescentul a lăsat gazul deschis, după care cu o brichetă a declanșat o explozie care i-a luat viața. La fața locului s-au găsit unelte și țeava de gaz desfăcută și bricheta. Ultimul etaj al clădirii a fost grav afectat și din surse neoficiale s-ar putea dispune demolarea întregii construcții. La fața locului au sosit pompierii pentru a asigura zona și ambulanța pentru a acorda îngrijirile medicale. Această tragică poveste s-a întâmplat pe celebra stradă Maria Hilferstrasse, unde locuiesc și români care au reușit să imortalizeze dezastrul provocat de explozie. Not yet. No, panting.